reforme de fapt. Dați-mi voie să merg spre domnul Sorin Grindeanu, prin vicepreședintele PSD. Domnule Grindeanu, ce veți face dumneavoastră de mâine? Vă dăriți alegeri anticipate? Veți merge cu o propunere la Cotroceni săptămâna viitoare? Noi spunem de 2 săptămâni, că singura variantă de ieșire din criză sunt alegerile anticipate. În acest moment, scena politică din România arată cam așa. PNL-ul are vreo 2-3 rezoluții în care spun că ei nu fac niciodată vreo alianță cu PSD-ul. USR-ul ar vrea cu PNL-ul, dar să le impună ei cine să fie prim-ministru, cu 10% sau cu 12% cât au luat la alegeri. AUR, habar n-am ce linie au, iar noi spunem că singura ieșire din criză, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, este întoarcerea la popor. Poporul știe tot timpul mai bine ce e de făcut, ce anume alegeri anticipate. Ăsta este mandatul pe care îl avem și care a fost luat în unanimitate în structurile de conducere ale Partidului Social Democrat. Și dacă președintele refuză să declanșeze alegeri anticipate? Și dacă ați pornit negocierile cu celelalte președintele partide politice? Președintele ne-a anunțat în această seară, deși în urmă cu o săptămână l-am văzut pe la congresul PNL și ne spuneau cât de bine guvernează PNL-ul, ne-a anunțat în această seară că suntem în niște crize, ca și când nu e parte sau generator a acestei crize, fie că vorbim de cea sanitară sau de cea economică, de cea socială și iată și aceasta politică. Ne-a mai anunțat că the winter is coming și că avem, ca să parafrazez dintr-un serial celebru, și că ne îndeamnă la responsabilitate. Da, dar să nu uităm că generatorul acestor lucruri a fost chiar domnia sa. Pentru că anul trecut a trecut cu tancul peste voința românilor și au impus o coaliție a pierzătorilor de alegeri. Pentru că PSD-ul a fost câștigătorul alegerilor din decembrie 2020. Nu ne așteptăm de la Klaus Iohannis să înțeleagă acest lucru. Dar situația politică din Parlament în acest moment arată clar că nu există o majoritate. Și atunci soluția cea mai bună este să ne reîntoarcem la popor. Bun, domnule Bode, domnule Grindeanu, doamna Anca Dragu, vă mulțumim foarte mult tuturor pentru intervenția la News Hour.